În inima castelului Naco din Sânicolau Mare a avut loc deschiderea expoziției fotodocumentare Din umbra trecutului la lumina cunoașterii. Această prezentare impresionantă, care scoate la lumină un capitol adesea uitat al istoriei locale, a fost inaugurată de Sergiu Soica, istoric și director al Casei de Cultură din Sânicolau Mare. Vernisajul a avut onoarea de a avea printre invitați și familiile celor deportați în Bărăgan, precum și pe doamna Șerban, o supraviețuitoare a acestor timpuri tragice. Prezența și mărturia ei au adăugat o notă profund personală și emoționantă la discursul istoricului Sergiu Soica despre experiențele teribile din Bărăgan. În altă ordine de idei, efectiv aleatoriu, vă spun că pe următorul, să zic așa, perete sau următorul colț al expoziției sunt 6 tablouri cu iarna în Bărăgan. Conjunctura nefavorabilă a fost următoarea. Tocmai în anul 1951 a fost o iarnă înfiorătoare în Bărăgan, în care zăpezile erau efectiv cât casele de mari și vedeți că și-au făcut efectiv cum măturau zăpada, și-au făcut drumul, zăpada era peste un metru și tot timpul era viscolită. Am avut chiar 11 ani în tenis, piesa luată cu bunicii și mama. Tata meu a murit în război, în 42. Nu l-am cunoscut, am rămas cu bunicii și cu mama și mi-a dus în 51 în Bărăgan. Și a fost greu, cum vedeți acolo, prima dată, în colibă, formă. 4 ani jumate am stat, am făcut acolo, am terminat la 5-a, 6-a, 7-a, metri clasă, formă. La lucru și eu și mai bunic, bunica în 51 mi-a dus și bunica a avut numai 59 de ani, în 55 a murit acolo. A fost foarte, nu este cuvinte care nu o poți, nu poate să înțeleagă, să știe cum am trecut tăce iernii, tăce berii din căldură, iarna, viscolul ăla. A fost foarte greu, nici nu mai... Și am trecut și am venit acasă și... Ia că acum am mers așa cum ești. Vă mulțumesc! Expoziția aduce în prim plan momentul dureros numit Rusalile Negre, când locuitorii din Sânicolau Mare, aproximativ 700 de persoane și cei din împrejurim, au fost deportați în Bărăgan. Expoziția este reprezentată prin fotografii de epocă autentice, documente de la CNSAS, obiecte personale și o listă completă cu numele celor deportați din Sânicolau Mare. Prin această experiență, comunitatea este invitată să se reîntoarcă la rădăcinile sale, să-și înțeleagă trecutul și să transmită povestea reală a celor care au suferit în acea perioadă întunecată. Materialele expozate sunt de o valoare istorică inestimabilă și oferă o perspectivă autentică asupra acestor evenimente tragice. Expoziția Din umbra trecutului la lumina cunoașterii rămâne deschisă la Castelul Naco din Sânicolau Mare până la 18 iunie 2023. Pentru mai multe informații vă rugăm să contactați curatorul expoziției Sergiu Soica la numărul de telefon 0748 137 548.